Pe ce? Tocmai cu Maria. Am zis că trebuie o Iisus cel de... A, de Iem. Este Iisus cel corect, ideea. Pentru că a de Iem ce vine de lateral, înseamnă de Iem este Iisus cel. Așa, și dacă... Ăsta e de câte grade e? Din triunghiul ăsta? 60. Rămâne rost de ea? Din 30. 30. Și atunci, haideți, continuați ideea. Bun, și are 20 de 30, deci unul de... Deci ăsta e de 30, am spus, și ăsta două de câte sunt? Fiind de Iisus cel? Iisus cel cu unul de 30, 75. 75 fiecare, 75, 75. Și ăsta câte a rămas? De 15 grade. 15 grade și dacă ăsta de 15 ăsta e fiind de 90, cât e vecinul ăsta de aici? 75. Și atunci câte au rămas să stea deasupra? 110. 110, termină. 105. Nu contează, alte idei. Eu, asta am văzut acum, la prima vedere. Cum ai făcut? N-am aflat pe unghiul M și pe unghiul C. Care? Pe unghiul M. Când mă pâ și pe unghiul M. Când mă pâ. L-ai aflat? Da. Pe, când am aflat că dâmă că era de 60. Dâmă că... Dâmă că... Era de 60. Da. A, dâmă era de 75. Dâmă a de 75 ca și vecinul. Deci, văd că când mă pâ e 180 minus 75 minus 60, adică... Cât de 35, 45, 45, 45, 45, 45. Așa. Asta este, iarăși. Asta e 30. Asta e de 30 și 60 o mușcată ăsta. Așa, 60. Foarte bine. Deci, sunt variante. Asta a fost mai rapidă, varianta ta. Nu într-atât de rapidă, pentru că, în final, până la 75, suntem pe același drum amândoi, nu? Eu m-am dus aici. Iar vezi 15, 75, m-am dus aici, tu de 60, duci la ăsta de 30 și vezi pe ăsta diferență, nu e diferență, ca la fel. B. Punctul B. Nu mai le discutăm aici, că e banală chestia. S-a jucat niște lucruri acolo. A la M, D. De la A la M, D. De la A la M, D. Distanță. Dacă am șterge puțin unghiurile și am șterge acum. Și lăsăm acum de 30. Nu, mai pun gura să vă spun. Imediat, deci de pe toate, că eu nu știu ideea ta. Abata. Știi, Miruna, eu trebuie să-mi crezi și mie șansa de a intra în problemă, că îți șterg acum, mă și gândesc. Deci, tu spuneai că ăsta să las, că îți place ție de 30 de grade. Da, ducem o perpendiculară din A pe D, mă, nu contează unii cade. Sigur, da. Hai A, R. A, R. Așa. Cum aveam că am mâna acolo, nu ați luat mâna. Nu, este aici, da? Da, știam că unghiul D, A, M era de 75. D, cum A, M, era de 75. Cum între unghiul D, A, R, D, A, R e de 60. D, A, R, R e de 60. R. Da, 60, că avem 30 aici, 90 aici, ăsta e de 60. 60. Obligator. Restul care e de 15, era micul de acolo. Diferența. E până de 15. Deci, centrul unghiul D, A, R, știm D, A, știm că este 4. D, A, e 4. E 4. Rezultă că R e de 2. Așa atât. R e de 2. Că unghiul opus la... Cateta opus. Deci cateta opus. Așa, așa. Așa. Dar nici nu mai interesant. Ce e mai băgat la 15 grade? Ai venit, da. Deci atâta, triunghi dreptunghi, 30 de grade și aici. Și-o știe, poate nu, dar da, aia e 2. Da? Deci asta, cateta opus unghiul 30 de grade, este jumătate din ipotenuză, că e sin de 30 de grade, practic. Sin de 30 de grade, am mai spus, sin de 30 de grade. Egal cateta opusă are supra ipotenuză, de la. Și cum ala, sin de 30 de grade este 1 pe 2. Înseamnă... Ară, care nu știu. Ară, care nu știu.
stat de la 4. Și atunci R. 4 de 4 de 4 de 1, 4 de 2 și egal cu 2. Și în felul ăsta am aflat distanța. Și acum am zis... Și R-a triunghiului M, P, C. M, P, C. C. M, P, C. C, M, știam că e de 4. Da. Că mă, o știm că asta e de 4, că e triunghiul echilateral, am văzut mai înainte. A, am pus pe înălțimea, din P pe M, C. Din P pe M, C. Chiar nu știu cum am făcut. Trebuie să mai amintesc, că l-am pus în înălțimea. Da, pică nu știu unde. Așa. Pică undeva. Pică undeva. Știm că... cât e măsura lui... Da, în mijloc, nu ai nicio mă... Da, știm că măsura lui... aici e S. Unde e S? Aici e S? Da. S picior. Da. S. Știm că S că pui de 30. S că pui... E de 30. Știm, așa am făcut-o, știm că ăla e din 90. Și gata, iar. Ăla e din 90 acolo, în S, din 90. Da. Și atunci avem teorema... Îl notăm, să zicem, pe CP cu X. CP? Nu, îl notăm pe SP cu X. SP cu X. X. Și rezultă că CP are 2X. CP? E 2X. E 2X. Se e dublu, nu? Da. Ca fiind ipotenuză. Da. 2X. Între unghiul MSP. M. SP. SP. Măsura lui SMP de cât era? Am făcut-o. De cât era măsura lui SMP? SMP... Era de 45. Era de 45. Deci MS e tot X. 45. Era 45, da? Da, deci rezultă că MS e tot X. MS... E tot X. E tot X. Nu tot X, acolo. Așa, asta, da? Așa. Acum facem teorema lui Pitagora, într-unghiul MSP, la fel pe MP în funcție de X. MSP... Nu, de fapt, da, la fel, îl știm pe SP, îl știm pe MS, toate funcții de X. Și acum aplicăm o teoremă și îl aflăm pe X. Și de aici o să rezolte care e 4 cât de acolo. Ce teoremă să aplic? În... mă duc într-unghiul SCP, teorema lui Pitagora. SCP... Îl știm pe CP că e 2X, îl știm pe SC că e, pentru că MC e X. MC e X tot. MC e 4. Tot. MC e 4. E 4, da. Deci 4 minus X. Deci SC ăla e 4 minus X. Totul este 4. SC pe X e 4 minus X. Și îl fac pe asta ca să facă pe X. Și îl fac pe X. Pasă o înălțime și iese. Da, muncă. E muncă foarte tare. Bine că ți-o dau. Așa e facit, domnul profesor. Da, am înțeles. Însă... Asta o știm, nu da? Da. Ce? Pe ce pe n-ai putea afla oare? N-am văzut. Da, pe toate ce pe o știi. Da, toate. Pe toate CB. Da. Toate CB. O știu pe 4. A, tu o știi? Da. Da, 4. Unghiul ăsta de câte grade este aici? 30. 30. Și atunci ce pe cât este? Nu știu. Dar, ca să legi cateta alăturată cu cateta opusă, ai putea... Gen. Și aici nu uite, uite. Dar nu e un 90. E să cum aici, e un 90 de aici. Aha. Da, bine. Deci zicem tangentă. Pentru A, B, B. Tangentă de 30 de grade, egal cu cateta opusă pe B, pe B, supra cateta lătrată, supra AB. Și egal mai departe, cu BB supra AB, și egal cu cine? PB nu știu, PB, supra AB 4, ceea ce ar fi echivalent, tangent de 30 grade cât este. Ideea ți-a complicat aici. Ei, m-a complicat așa. Da. Hai să vedem. Hai să vedem. Am început să vedem. Dar
Trage de 30 de grade. Da. Egal cu sinus de 30 de grade. Cosinus de 30. Cosinus de 30 de grade. Măcar sinus de 30 de grade. 1 pe 2 de grade. Ai făcut-o mai 1 pe 2. Nu renunță la ideea. Nu renunță la ideea. Nu pe 2. Și cosinus oare pe 2 din un profesor. Cred că radical de 3 pe 2. Cred, și eu, nu știu. Okay. Radical de 3 pe 2 este și... Până la urmă, țin minte cum am zis eu. Dacă vrea să ții, dacă eu țin minte în altă fel... Nu, dar și el ar putea așa. Eu da, și 2 cu 2 simplifică și face 1 cu radical de 3. Așa era, da. Și da. Raționalizăm radical de 3 pe 3. Așa. Gata, așa. Acum mă duc și zic, mă fie tangentă de 3, zic, radical de 3 pe 3. Da, tu trebuie să fac, nu? Trebuie supra 4 și scoatem pe B este egal cu 4 radical din 3 pe 3. 4 radical din 3 pe 3 este B. Da? B. Și atunci CP de aici de sus. CP este egal 4 minus 4 radical din 3 pe 3. Scoate 4 în față, 4 pe lângă, 1 minus radical din, minus radical din 3 pe 3. Care înseamnă 4 pe lângă, 3 minus radical din 3 pe 3. Nici nu mai trebuie să fie asta. Și acum, area triunghiului, MCP, da. Este egal cu produsul a două laturilor sinusul unul între ele. Egal cu CM ori CP, nu? Ori sinus de 30 de grade. Pe 2. Pe 2. Și egal cu CM care este 4, ori CP care i-a aflat acolo 4, pe lângă 3 minus radical din 3 pe 3. Ori sinus de 30 de grade care este 1 pe 2. Supra 2. Și este egal cu, calculul facem. 4 cu 2 ăla. 4 ăsta cu 2 de aici face 2. Și face 2, 8, 2, 2 cu 2 de aici, nu? Da. Complet. Și este 12 ăla, 4 pe lângă. 4 pe lângă, 3 minus radical din 3 pe 3 face din, nu? Deci rămâne 4 pe lângă 3 minus radical din 3 pe 3. 4 radical din 3 minus 4, pe la zilea. 4? Radical din 3 minus 4. 4 radical din 3 minus 4. Păi, da. Dacă distribui numitorul aici, 3 pe 3 și egal cu 4, pe lângă 1 minus radical din 3 pe 3, și face, dacă mulțesc, 4 minus 4 radical din 3 pe 3, mă gândea. De ce spui așa? Că dă și rezultat. Să mai vedem unde. Mai vedem unde. Cred că am zis așa aici. Aici, la tangentă, credeți că. Ia să vedem. Tangentă de 30 de grade. Da, și sinus pe 2. Radical din 3 pe 3, nu dacă ai spus. Și acum. Tangenta, deci radical din 3 pe 3, egal cateta opusă, BB, supra ipotenuză AB de 2 sau de 4? AB de 4. Sigur? Da, sus. Așa. Da. Bun. Și acum BB, 4 radical din 3 pe 3. 4 radical din 3 pe 3. Bun. Și area triunghiului este... Nu ce... area triunghiului, CPO, la unde a spus? CPO este din toate CPO-urile. A, din 4. A scăzut 4 radical din 3 pe 3. 4 minus 4 radical din 3 pe 3. 4 dau un factor comun și 4 pe lângă 1 minus radical din 3 pe 3. 4 pe lângă 3 minus radical din 3 pe 3. 3 minus radical din 3 pe 3, corect. Asta este cine? CPO. Și atunci area triunghiului produsul semiprodusul naturii asta ori asta ori sinusul supra 2. Cum o știați? CM ori CP o sinus de 30 grade totul pe 2. Și face 4 ori CP care e asta 4 pe lângă 3 minus radical din 3 pe 3. Da, 1 pe 2. Cosinul de 30 grade 1 pe 2, totul pe 2. Și acum, 4 cu 2, nu cu 2. Nu, 4 cu 2 din partea aia, altă, 4 cu 2 din acolo, 2. Da. Și acum... 1 pe 3, da.
acesta merge sau nu? Nu, 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 da. Fuzul meu merge. Ia să vedem. Că ai mulțit. Așteptați-o bine. Hai să zicem, egal cu... Dar e bine. 2 cu 2 se duce. Și face 4 pe lângă 3 minus, adică are 3 pe 3. Și l-o dăm bine. Este corect aici. Da. Este corect aici. Păi ce, e greșit acolo? Păi, poate să fie greșit acolo. Dar mi-a așa dat. Miruna, mai facem o dată calcul. Deci nu am voie, fie că dacă... Păi ce ne complicăm? Păi poate dacă e 3 pe 3 și era dat din 3? Cum? Și era dat din 3 pe 3? Păi sigur că asta este. Deci era dat din 3 pe 3. Deci nu poate... Hai să facem și conțită. Miruna, după ce mă clarific încă o dată aici, merg și pe cum zici tu. Da? Încă o dată. Deci, tangenta de 30 de grade este radical din 3 pe 3, că ea este mai mică decât 1. La 45 de grade, tangenta e 1. Radical din 3 pe 3, faci 1, 70 pe 3, face mai mic decât 1. Deci, e clar, nu capă de discuție. L-am găsit pe PB, ca fiind 4 radical din 3 pe 3, CP-ul este din toată scad pe PB, nu? CP, din toată scad pe PB, din 4 minus 4 radical din 3 pe 3, 4 pe lângă 1 minus radical din 3 pe 3, și vine 3 minus radical din 3 pe 3, asta este CP-ul. Și area din CM ori CP ori sin de 30 grade pe 2, și vine CM I4, că e latura triunghiului, ori 4 pe lângă 3, nu știu, adică 3 pe 3, ori sinus de 30 de grade pe 1 pe 2, totul pe 2. Și simplificăm 4 cu 2 de aici, 2 cu 2 de aici, deci 2 ori 2 de aici face 4, să rămâne 4 pe lângă 3, nu știu, adică 3 pe 3. Nu? Tu ai spus că răspunsul este 4 minus? 4 radical din 3 minus 4. 4? Radical din 3 minus 4. 4 radical din 3 minus 4. Adică 4 pentru că radical din 3 minus 1. 4 pentru că radical din 3 minus 1. Nu, pare că e așa. Haideți, facem și cum zici. Hai, cum zici. Fac și o spui tu. Deci aici, Pitagora unde vine? Finalul ar fi ca aici să văd Pitagora. În ce sâmpul... Căsâmpul. Ce sâmpul? Dreptunghică. Care e dreptunghică? Așa, avem că 2x la pătrat este egal cu 4 minus x la pătrat. 4 minus x la pătrat. 4 minus x, deci din toată asta scad pe x, 4 minus x, nu. Din 4 trebuie să scădeți pe x. 4 scădem pe x, da? Da, 4 minus x la pătrat. 4 minus x totul la pătrat. Plus x la pătrat. Plus x pătrat. 4x pătrat egal cu 16 minus 8x minus 8x plus x pătrat și plus x pătrat egal cu 2x pătrat așa egal cu plus 8x minus 16 egal cu 16 deci 2x pătrat plus 8x minus 16 egal cu 0. Simplificăm prin 2. Dar x pătrat vine x pătrat plus 4x minus 8. Pe x pătrat plus 4x egal cu 8. Egal cu 8. 8. X. Și acum, dar nu știu, eu n-am ajuns aici. Hai, nu hai să mai vedem o dată. Este așa 2x, cum ai zis tu, totul la pătrat? Între mine dreptunghic C, S, P. Asta e 2x, dacă e notat asta cu x, are 2x. Bun. Și vine 2x totul la pătrat, ipotenuza, egal cu suma pătratelor catetelor, egal cu asta toată, care este 4 minus x-ul de aici. 4 minus x. Așa. 4 minus x am scris, plus cealaltă catetă la pătrat, plus x pătrat. Și atunci apare
că 4x pătrat egal cu 16 minus 8x plus x pătrat plus x pătrat. Bun. Și vine 2x pătrat, că x pătrat și 2x pătrat face 2x pătrat plus 8x minus 16 egal cu 0. Simplu că pe 2 și vine x pătrat plus 4x minus 8 egal cu 0. Așa. Și acum ecuație de gradă 2. Bun. Trebuie să rezolv. X1, 2 egal cu... O iau pe formulă întreagă, că sunteți obișnuiți așa, dar aș fi luat o jumătate. Dar să luăm pe jumătate. Da, jumătate. Jumătatea lui 4 este 2 și vine minus b minus 2 plus minus radical din pătratul, minus 2 la pătrat 4, minus ac plus 8. Totul supra a, supra 1. Și egal cu minus 2 plus sau minus radical din 4 și 8 fac 12, atâta rămâne, da. E supra 1. Da. Și 2 radical din 3 acolo. Deci minus 2 plus sau minus 2 radical din 3. Și și apar două valori. X1 egal cu minus 2 plus 2 radical din 3. Așa. Și cea de-a doua, x2 egal cu minus 2 plus 2 radical din 3, care pică, că nu va fi o valoare negativă. Corect. Prin distanță. Și o punem în minus 2 plus radical din 3. Ai 2 radical din 3 minus 2. Și egal cu 2 pe lângă minus 1. Radical din 3 minus 1. Sau radical din 3 minus 1. Radical din 3 minus 1. Radical din 3 minus 1. Așa, minus 1. Și acum, deci și acum, dacă o știm baza că... Baza mulțimea supra 2. Deci, x care... Aria, aria triunghiului... Așa... M, C, B... M, C, B... Egal cu 2... M, C, B... M, B, C... Egal cu 2 radical din 3 minus 1. 2 pe lângă radical din 3 minus 1. 2 pe lângă radical din 3 minus 1. Ori 4. Ori 4. Supra 2. Face 4 de radical din 3, corect. Ajungi la acel răspuns, deci vreau. Dar cum ajungi la acel răspuns? Stai puțin să vedem, stai. Vreau să ai un pic de răbdare. Deci matematica a găsit un răspuns. Nu se poate să fie două răspunsuri, ceva am greșit. Nu înseamnă că eu văd mult mai rapidă soluția de aici. Ori un unghi nu este bine pus, ori acesta că e de 30 de grade nu cape discuții, că este de 60, nu? Da. Și 30 de grade. Nu cap nicio discuție. Ăsta a, ăla, din ăla, pula, bă, nu-i de 30. Ăsta nu-i de 30. Trebuia să fie o greșeală undeva. Exact. Și ăsta de 75. Ăsta e 5. Nu, nu-i 15, 25. Hai, da, nu, 15. 15, am zis, bine, 15. Asta e 15, nu? 15, da. Pentru că dacă greșit aici 100, de unde știu 15? Că e 90 minus 75. 90 minus 75. Și ăsta e motivul pentru care... Exact, am greșit și ce a dat. Da. Deci, ăsta... Și acum nu ce zice. Acum, să vedem, dacă nu găsim și altă soluție. Deci, toată povestea este să-l găsesc pe CP, pentru ca să aplic formula care am spus-o mai devreme. Deci eu... Și nici nu-l găsesc pe CP, pentru că e mă pâcă. Mă pâcă. Da. Îi potem eu, știu, un unghi, nu-i trebuie dar nu-i trebuie dar... Doar știu un unghi dintre ele, 105 ăsta. Ale 105 ăsta. Și ăsta este de 30. Da. Ăsta de cât este ăla aici? Am știți, doar. Păi e 105 cu 30, 45 ăla. 135, 145. Ăsta e 45. Da, de asta am descris tot ce era acolo. A, așa. 45. Deci ăsta e de 45 de grade. Și să văd dacă nu pot să-l găsesc pe CP prin un alt culoar. Că eu mă încăpățesc, găsesc o altă soluție. Asta este o soluție, fără dar și poate, dar o altă variantă aș vrea. Deci CP, unghiul de 45, 30, 105, triunghiul acela este oarecare. Adică triunghiul MBC este oarecare. Și în triunghiul acesta cunosc o singură latură, pe ce M. Așa. Tot cu ecratul să văd asta. Stai, să urmărim că Miruna... Uh,
Deci nu văd, da. Și acum e acum mai bun. Tot așa am văzut cu vădă bine, dar nu prea ești un antinu. Da. Deci să ajungem și pe ideea care o am. Asta de a evita ecuația de gradul 2 și toată povestea asta. Că totuși s-a muncit, adică să recunoaștem, pe calea asta a fost destul de inventivitate. Gânditul, înălțimea, te-ai folosit de faptul că ai 45 te-au obligat să fie unghiul isoscel. Deci nu e o soluție decât foarte frumoasă, gândită bine și un rezultat corect. Nu un cap de discuție. Însă eu aș încerca să insist pe asta, să văd alea triunghiului produsul al două laturi, ori sinusul semiprodusul. Adică astea două mulțite, ori sinus supra 2. Asta știu. Deci mă gândesc să reușesc să găsesc pe CP. Asta e toată povestea mea. Sau dacă nu pe CP, pe PB. Și dacă nu pe PB, poate o găsesc pe AP. Că prin Pitagora m-aș duce și o găsesc pe CP. Ia să văd, AP-ul m-aș putea lipi undeva să o găsesc pe AP. Mă deranjează foarte tare că nu știu o funcție trigonometrică pentru unghiul de 15 grade. Da. Deci eu sunt aici blocat. Dar probabil că știm, nu știm nevoie. Știu, dar nu pe vostru vreau. Știu că știți sinusul de 15 grade. Numai că vreau să găsesc o soluție adecvată vouă. Pentru nivelul vostru. Dacă m-aș duce așa în triunghiul ăsta, tot aceeași poveste o am. În DCP. În DCP unde intră CP-ul direct, care am nevoie. În DCP ce știu? Nu știu... Dar nu știu DP. Și nici nu știu vreun unghi acolo, nu? Da. Deci este mai complicat. Sigur că unghiul ăsta aici l-am aflat mai înainte decât de 105 grade. Poate nu degeaba. Poate nu degeaba, sigur, da. Așa. O cale mai rapidă, așa vreau. Dacă aș spune teorema sinusului, dacă am spus-o într-un trinche oarecare. Teorema sinusului spune așa. Da? Teorema cosinusului am făcut-o. Am făcut teorema Pitagora generalizată. Da. Știm așa. Că o latură la pătrat da. Este egal suma pătratelor celorlalte două. Minus de două ori produsul lor, cosinusul unghiului între ele. Asta o știm, da. Asta o știm, da? Hai să zicem așa. Bunoară, M P pătrat, M P la pătrat, M, în triunghiul, să-ți spun în ce triunghi aplic. În triunghiul, M C P. M C P. În triunghiul ăsta, da. Zic, M P la pătrat este egal cu celelalte două la pătrat, ce M pătrat, ce M la pătrat. Scrieți-o și pe asta. Adică să ne reamintim cu ocazia asta, că așa am spus. Ori de câte ori tenim o problemă și atunci mai suntem în situația de a încerca o altă soluție, gândim tot ce se poate pe orizontală. Deci, M la pătrat este egal cu ce M pătrat plus ce B pătrat, ce B la pătrat, minus de 2 produsul lor, ce M ori ce B, ce M ori ce B, ori cosinusul unghiului între ele, fost de 30 de grade. M, P la pătrat, deci egal cu celelalte două la pătrat, asta e termenul cosinusului, să zice, sau termenul Pitagora generalizată.
Deci notați în dreptul său. Teorema cosinusului. 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 Sau teorema lui Pitagora cea exactă. Teorema sinusului spune așa. Într-un triunghi, cum în cazul nostru e, ce? Merge pe triunghiul nostru. Să spunem așa. Raportul dintre latur și sinusul unghiului dintre ele este constant. Adică MP suprase de 30 de grade. Care e MP. O să o fac neadeat. Fix, o disciplină, am deschis subiectul ăsta. Oceană de unde vine. MP suprase de 30 de grade egal cu CP supra sinus de 45. CP supra sinus de 45. Și egal cu CM supra CM supra sinus de 105 grade. Aici nu știu nici pe MP, nici pe CP și nici pe CM nu știu. Trebuie să remarcăm că toate vor fi de măsuri diferite, fiindcă, fiind egalitate, sinusurile vor fi de unghiuri diferite, laturile vor fi diferite. Da. Deci vom avea MP supra sin de 30 grade, care nu știu. 1 pe 2, 9. Egal cu CP, pe care nu știu. Supra sin de 45 de grade, care este radical din 2 pe 2. Egal cu CM, care este 4. Supra sinus de 105 grade, care nu știu, pe care nu știu. Da, ăstea, radical 1 pe 2, radical 2 pe 2, nu intru într-un triunghi. Valoarea asta? Nu, sinus în orice triunghi. Valorii unghiilor acestora? În orice triunghi. În orice triunghi. Dar ele se demonstrează pentru ei momentul. Ei în triunghi. Am arătat asta în... Pe cel pe trigonometric m-am arătat de serie asta. Bun, întoarcem acolo, dar cum facem? Deci ori e MP. Păi nu știu nici pe MP, nu știu nici pe CP. Așa. Deci nu avem un raport cunoscut. Asta. Dacă am ști pe sin de 105 grade... Stigura variantă ea. Răbdare. Deci dacă am ști pe 105 grade sinusul, am putea de aici încolo găsi pe CP și tot ar fi perfect. Păi, de aici încolo se intră într-o zonă mai dificilă. Sinus de 105 grade este o putință de aflat. Că se depășește pe 90 de grade cu 15 grade sau, 15 de sau zicem, cine? 60 plus 45. 105 grade este egal cu 60 de grade plus 45. Și iau nevoie de sinus de 105 grade, care egal cu sinus de 60 plus 45 de grade și egal cu, mă rog, ar trebui să știm o formulă, care să însemne sinusul și cosinusul 45 și 60 de grade. Totul se rezolvă aici încolo. Dar mă opresc aici. Ea îi pe posibil, dar nu pe nivelul nostru. Da? Deci vreau să mă întorc și să spun că momentul de inventivitate al tău, sau al soluției acestea, este acesta să fie văzut înălțimea raportată la MC, la luat la MC. Dar de ce ai făcut-o așa? Fiindcă MC o știa. Ea s-a gândit, are arbitrunghii baza de înălțimea asupra 2. Baza o știu pe MC. Trebuie înălțimea de acum. Gata, mă duc după înălțime. Și unde? Pică undeva. Pică undeva și fiind unghiul ăsta de 45 de grade, te avantajează ăsta de plâncă de 45 și ăsta XX. Ca să te poți duce cu 4 minus X. Cu 4 minus X ce S-ul ăsta. Și asta este dublu, fiindcă e unghiul de 30 de grade. Deci este problema frumoasă. Da? Pentru că dacă ai fost nevoită să te duci așa, apoi, iată că numai așa culoarul îi, în final, la nivelul la care vă aflați voi. Sunt și probleme de astea de construcție.
Adică ceva care să... să da, bună, se poate să aici pe să duc înălțime, așa că... O fi? Da, tu ai fost înălțimea și două bătări. Da, dar tu, ducând înălțimea și asta, de fapt ai făcut lucrul cel mai important acolo, că ți-ai construit, a apărut triunghiul ăsta, triunghiul social. Adică înălțimea și asta. Prima dată m-am dus prin el, este clar. Dar de unde? N-am putut să iau nici pe gând, nici pe gând. Nu știam să iau. Adică triunghiul ăla știi în baza, ori înălțimea, supra voi știam unghiurile, nu am putut să repede, domnul profesor. Da, dar repet. Nu i-au dus înălțimea, că știa că aia e baza ori înălțimea. Asta, pentru momentul ăsta. Ea să nu s-a dus pe chestia. N-a văzut triunghiul ăsta de triunghiul ăsta. N-a văzut, n-a văzut. Ce-a văzut la triunghiul ăsta? Deci problema, soluția asta, baza ori înălțimea, din nevoia de a face aria, te-ai dus foarte ușor. Da, cum unghiurile alea erau la punctul A rezolvat și au văzut pe 45 și ea imediat s-a dus. Da. Iar eu aș mai fi punctat aici ca problema să fie foarte tare, distanța de la cel la A, P. Nu, vorbim mai greu, dar destul mai greu de acțiune. Stai, stai, stai. Vorbim la problema apropo de... corect. Am înțeles. De a ne dezvolta. Deci, Miruna, ca să facem punctul ăsta complex. Foarte interesant și complex, mult mai complex, aș fi cerut să se afle distanța de la C la dreapta A, P. Lungimea pe până se întâlnește cu ce nu. Adică eu cred că ce nu ăla o să iasă în afară. Deci... Înălțimea e zice că ar fi fost în afară. Lungimea pe ăla... E cam așa câteva. Aici câteva. Nu. Într-un punct, nu. Păi este aici și aici într-un punct, nu. Deci ce nu trebuie să aflăm? Ce într-unghiul ce nu, nu. Ce mână, da. În care mâncă o știmi 4. Mâncă e 4. Mă, nu, acum. Să vedem. Mă, bă, o știm și pe ea, că am aflat-o. O aflăm, iar, dintr-un unghiul mă, să, nu, o aflăm pe mână. Mă? Mă, bă, pe mă, bă. Mă? Pe mă, bă. Bă, pe chestiuța aia acolo. Da. Așa. Acum încep într-un unghiul cână, bă, că asta era mai trebuie. Într-un unghiul cână, bă, s-o aflăm pe până. Ca să aflăm pe până, nu aș fi nici pe cână. A, aflut-o pe până. Nu, da, cu siguranță vă mai dădea ceva. Da, mi-a dat aici ceva dacă vreți să rezolvă. Nu văd la nimic banală. Acum văd de banală. Pentru că triunghiul MCM, care e dreptunghi chisoscel, că ăsta e de 40 de grade, nu bă, nu mă e cât ce mă. Și dacă mă nu e cât ce mă... Dar nu de ce mă gândui de 45? Păi de aia nu știu, mama, și la 45, ori ori din ce 45 tot. Deci ăsta e 90, cum ăla era de 105, ăla e de... Lasă-l pe cealaltă. Lasă-l mai treabă că ăla de 105, că nu-i de afară. Între unghiul ce mână? Da. De unghiul de 45. Fiindcă ăsta e de 45 și ăsta e de 45. Deci ce mână este că mână pe care mă descurc. Y? Și Y pătrat cu Y pătrat egal cu 4 la 2, bine. 4 cu 16, distanța s-a găsit rapid. Deci este foarte ușor. Și dacă am găsit distanța... Nu problema e foarte interesantă. Oare înălțimea? Da? S-a pustit și da. M-am pus și la română simbolare. M-am obținut. Și mai era o problemă, domnul profesor. Da. Ai. Mai e și o problemă aici. Haideți să vedem și pe aia și pe aceea. Da. Eu am vrut și pregătit la română și vreau să mă bat și acolo, știi? Am înțeles. Și vreau să vreau că vorbim singur din casă. La 1, asta la 2, deci eu asta n-am făcut. 1, poate că n-am simplificat. Și la 2-a, o să vedeți că era simplu, nu am văzut-o. Eu la 2-a n-am văzut-o, aici nu știu, cred că... Dar bine, am făcut prin Hero, dar să vedeți, m-am luat-o prin Hero. La problema asta, deși era un da. Modic lateral acolo și
cum ce au văzut, da? Tu spui, tu spui, tu știi, nu știu nimic de ea. Da, și așa m-a făcut că știu eu explice, deci nu ai asta, doi, așa cum e muncitoare, ia ceva din ea. Domn profesor, așa cum o știți muncitoare, să-l văd pe Heron. Așa ceva din ea. Nici ori e care e bine. Dacă nu pune nimic la unul când am scăzut, ia Da. Îmi spune nouă, știu că te gândești. Pentru cine, 40.000 Problema 2. Problema 2 la subiectul 3. În ipoteză, A, B, C, D, A, prim. Cum? A, B, C, D, A, prim, C, prim. Cum? Aria triunghiului A, prim, B, C, prim. Aria triunghiului A, prim, B, prim, B, A, prim, B, C, prim. 18 radicali dintre. 18 radicali dintre. În concluzie, arătați lungimea muchiei cubului este egală cu 6 cm. Deci, AB. AB, amin, nu? Da, de egal cu cât. Dar noi știm. Deci asta. B. Calculați măsura unghiului dintre dreptele. Dar au spus să arătați că e 6 sau să se arătați? Arătați că e 6. A, vă ajută. Da. Calculați măsura unghiului dintre dreptele BC prim. Deci măsura unghiului de BC prim și D prim C. D prim C. Și C mic. O furnică pleacă din punctul A. La C, haideți să facem desenul. Deci facem să vedem traseul. Deci cu U. A, B, C, D. A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. Deci știm asta, că-i cub, și știm da. Aria lui A prim, B, C prim. A prim, B, B, C prim. C prim. Așa, da. Știm aria. E numai din diagonal, domnul, nu? Da, unghiul lateral. Deci aria triunghiului acesta o știm. Triunghiul este echilateral. Mă pot, cât ar fi A prin B? O lasă. A prin B este egal cu el radical din 2, nu? Da. Și atunci, are o știu plus la două latură și sensul inghitriere. Mă duc pe asta. Aria triunghiului. Dar știu eu el, vă rămân. El la doar așa niște disparte. A prim B, C este egal cu el radical, radical din 2, ori el radical din 2, ori sinusul dintre ele. Corect. Și sunt învățit și ea pe asta, că ea fuge de sinus. Păi, sinus dintre ele totul pe 2 și apare acolo. Egal cu asta la pătrat, 0 radical din 2 la pătrat, ori 1 pe 2 pe 2. Ori 1 pe 2 pe 2, corect. 1 pe 4. Da. Ceea ce ai spus tu este... De pătrat radical din 2. Cât dă? El pătrat. 2 el pătratul dă așa. Deci el, asta la pătrat face 2 el pătrat, supra 4 și face el pătrat pe 2. De ce înainte?